Derbiul dintre cele două formații a început de câteva zile prin declarațiile oficialilor celor două cluburi care nu au fost deloc prietenești. Botoșenenii însă vor să le răspundă ieșenilor nu prin vorbe, ci prin fapte și își doresc ca în meciul de sâmbătă să dea tot pentru a obține toate cele trei puncte puse în joc. Îmi doresc ca la meciul următor, știu eu, să se spargă toate ghinioanele și să reușim să câștigăm. N-ar cam fi cazul. Sunt convins că dacă băieții vor avea orgoliu, vor face din nou o partidă foarte bună. Tehnicianul roșu al albaștrilor spune că o victorie este mai mult decât necesară, mai ales pentru moralul elevilor săi. Venim după o serie de 5 jocuri fără victorie și ținând cont că mai sunt doar două etape până la final, fiind și ultimul joc pe teren propriu, în fața propriilor suporteri, mi-aș dori foarte, foarte mult să câștigăm. CSMS Iași este ultima echipă care va veni în acest an la Botoșani. Partida dintre FC Botoșani și CSMS Iași va avea loc sâmbătă pe stadionul municipal de la ora 18.